Aici suntem la primul tiki. Copilul senzație. Leo e un băiat de 17 ani, pentru cine nu știe, din zona noastră, din Târgu Mureș, sau din județul Mureș, și se dă pe motor. Mi-e prea umflat roata spate. Trebuie să mai desumflu. Hava! Știu, știu, dar aici eu-s prea jos. Cred că-s și prea îmbrăcat. Opa! Aici ați prea jos, ha? Că n-am putut să stau acolo! Eram sus, am văzut că n-am. Hai că mai băgăm o fisă! Ce mult face să desumflim pe roata, mă. Are, mai dăm de aici? Mă duc și mai dau o dată, dacă... Verdile trebuie să-l desumflu, stai? Ha? Verdile trebuie. Ăla ce-i cu piulița, da. Sper să mai pornească un motor. L-am oprit, dacă nu-i dau la vale. S-a încărcat. Să sperăm. Las că pornește, dă-i să-i filmezi. Oba. A filmat. Păi de-aia am zis să te filmez. Știam că nu merg departe. De-aia am zis că noi mai plecăm de aici. Eventual de acolo, Nic, un pic de demaraj. Păi, ui. E rău că n-ai unde să-i dai gaz. Hai jos. Și de acolo nu ia să-l luăm. Cum-i, bă? Netea, cum-i? E greu? Pare de acoploat, nu cred. N-are cum. E prea îmbrăcat. Am și bluză, și geacă pe mine și mi-am luat și foița în caz că mai plouă. Să nu mi-o de geacă. Dar simt că deja e prea îmbrăcat. Bine, Leo mai vine cu el. Așa o rădată. Ha, turbatul, mă. Pare, eu pot să ajung acolo. Să vedem.
Nici ce ai țăpat acă? Ciuperci. Oare pot să mă lansez aici? Nu stă deloc. Până aici am tras de șapte. Fuge tare. E spre îmbrăcat. De ce? Eu știu. Oare de aia cu ploua n-are cum. Nu mă, s-a făcut cauciuc. Ha? Cred că cum s-a făcut cauciuc. Da. Mai ia zinete, acum e cu sarmalele alea. Haideți la salate de băf. În 2024, la începutul anului, să iasă. Cum e aici pe țichi? Sarmalile, șnițelile, chiftelile. O fă bune, așa e de Crăciun. O fă bune, dar am unul. O fac greu. Zice netea că sunt toate sarmalile ce le-au mâncat de Crăciun. Sau de la Crăciun până la Revelion. Nu mânca sarmale, că vi se-l moaie mâinile. Auzi că șnițele de pui trebuie mâncate. De la alea sunteți vânjos, vânjoși. Șnițele de pui cu. Leo deja o urcat a doua tură. Noi am făcut Nuțul Isus. Noi am făcut 10% din traseu. No, acum care cât o învățat cum ar veni. Eu citi mai mult perioada asta și de asta se descurcă așa bine. Noi n-am auzit. Noi n-am. Noi am mâncat. Noi am mâncat de sărbători. Nu ne-am dat cu motorul. Să-i dăm. Și îmbrăcat din umă. Câte ori? Am tricou, bluză, armură, geacă și foiță. Când ajunge în sus trebuie să merem înapoi, că e noapte. Facem țichiul ăsta și ne întoarcem acasă, că s-a expirat timpul. Cât e acum ceasul? Ăsta e înainte cu oră, deci e 1:30 acum. E bine. Deloc. Ai, ai, la curcul frumos, la el. El are și gumă nouă, mita, îți dau dungi. Păi dacă lui nu-i mai are, de ce să mai zic, eu sunt Michelin, enduro medium, dar ei nu știu cât a ieșire deja la el. Pe când mă lăudam, păi mă, că așa mi-o fuge la vale. Deci dacă n-ai grijă, prea mult gaz și aproape sunt tuplu, pleci la vale. Bine, Natasha. Natasha campioană. Acum așa trimit pe urmele astea, pe contrele astea, deci că merg pe sticlă. Nani, mă, omule, mă. Da. Nu vrea cu tine azi. Nu vrea că mă nervez și mă duc la mașină. Dar trebuie să mă duc să mă dezbrag. Prea îmbrăcat. Eu nu mai cobor, dacă cobor nu. Ce vorbești? Am mers pe forestier și după aia una două urcă. Nu. În fine, bunul. Dă-i să meargă. Nu, pot mă să-l scot aici. Hai, mă ridică-l și mai dă-i o dată. Dă-i acolo așa drept.
și după aia îl trag. Puneți fața mai sus. Așa-ți fuge spatele, nu? A, sui pe el de acolo. Sui pe el. O, nu vrea să asculte de acolo. Băi, sui pe el să aibă grip. Ce? Sui pe el să apeși pe spate, că altfel învârte în gol. Ce banta asta cu rădăcini? Hai că poți. Mai dai două sarmale și ai dus. Mai renunță la un șnițel. Nu mai pot să trag. Păi cum să poți să tragi dacă ești sub el? Dar unde vrei să-l tragi, la deal? Da, am și în față rădăcină, de-aia îmi crește. Aha. Aia e bani. Trebuie să vii o țârla în sacre, că de acolo. Hai. Ha? Nu merge. Dacă tu nu poți, eu ce să... Ce să mai zic? Ia, dar mă, când i-ai dat gaz, iarăși fuge. Trebuie să stai pe roată, știi? Așa. Să apeși pe ea. Ușor numai. Hai, hai, mă. Hai, dă-i, dă-i, cu balans, cu o țâr de balans, eu. Hai, mă. Să vedem cum l-ai și dus. A? Ce lunecă, bă! Și cizma! Uite, bă, la el. Bă, du-te. Eu am crezut că aici se oprește, mă. Uite, pe ăsta a prins. S-a dus până jos. Leo, mai vine odată. Cum e, Natasha?
Ha? Aici cum ai urcat? Pe el? Asta nu-mi plac. Nu fugi, tata. E un pic nașpa. Armeare numai de aș mai avea energie, știi? Ce? Zic, armeare numai de aș mai avea energie. Cum are, mă? Cum are, Gigi, bă? Aici eu numai cred că încolo am șanse. Ce? Cred că numai pe acolo am șanse. Hai, cât ce-l mai este? L-am scăpat, bă! Aici m-a aruncat timp. Hai de cap.
motorul a ajuns unde trebuie. Chiar dacă riderul a rămas. Pa-pa! Veniți tractor, bă! Ajungi. Uuuu! Mă duc eu? Dacă te-ai băgază. Hai că te las. Opa! Da, vii? Ha? Aha! Cam cum, e bine? Uai! Am uitat acolo la a doua tură, se dau la ventilator. S-o pierd? Nu mai puteam să-l opresc.
Aici o coborâre cu de toate. Cum e, domnilor? Cum e? Acolo am dat eu cu aripa de... Am belit-o, tura trebuie. Acolo, în pomnul ăla am dat eu. Ia? Nu mă mir. Se duce ca pe gheață. Aici îmi dai un pom. Când se fac iasul ăsta, am dat păripa în pomul ăsta. De aici. Și mi-am crăpat suportul la bara față. Da, cu și l-am sudat. Nimic grav. Și în ziua aia am putut continua. Deci n-am fost așa bai. Bă, dar e greu și la vale, nu aici. Și trebuie să se curgă. Și asta e urât. Hai că-i dat pe el. Și aici e urâtă că uite, e tot așa un nes. Succesiune de curve stânga-dreapta. Și astea te sâcăie. Te fură. Și ai plecat. Se vede că am făcut o pauză prea lungă de la motor. Cred că am vreo 2 săptămâni jumate, 3 de pauză. Plus că acum revin după o răceală ce am avut. Am prin pădure, prinde, mai trebuie. Dacă fuge pe frânguțe. De aia zic că după atâta pauză și o răceală, nu că să mă scuz, dar se simte, bă. Opa. Se simte că nu mai am vlagă. Obosesc repede. Când am făcut un pic de efort, e gata. Apropo, am azi vreau neapărat să ies ca să testez suspensia. Am servisat suspensia față-spate. Plus mi-a făcut băiatul ce le-a servisat și niște setări mai pentru greutatea mea, să spun așa. Și pot să zic că față de ultima tură, când am fost pe țipul, e o diferență majoră. Deci chiar e o diferență majoră. Nici nu se compară suspensia cum e acum și cum îmi era înainte. E mult, mult, mult mai bine. Și nu zic asta numai ca să vezi, doamne, să mă aflu în treabă că mi-am făcut acum suspensia, treabă, ceva. Chiar e o diferență majoră. Cel puțin la întoarceri, la
plecările din rampă, unde eu cu suspensia veche eram praf. Acum o merg brici. Lasă să curgă vara. Ia. Mica. Aha. Hai, e da pe ele. Ha? Hai de acolo, oricum eu hoci de acolo. Unde-o meleu? Ce e aia, bă? Asta e fanul ăla din rum? Asta e ăla urât. Asta nu seamănă cu ce era înainte. Aici nu știu dacă urc. La forestier aici, nu e aici la mașină. Da. Eu nu mai pun. Eu nu o să pot urca asta. N-are rost să mă mint. Singur. Opa, opa. A, se dă pe aici. Hai de capul meu. Asta nu-i normal. Oi, oi, oi. Oh, 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 oh. Ce s-a dus, bă? Bă, ce ai vin, bă? Aici nu ai prins o viteză, nici nu mă gândeam cum ai... Da, am tras, n-am tras. Cum e netea? Acolo, aici la deara, prin putezi, acolo totuși. Acolo, 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 acolo. Ce-a fumat, ia, mă? Vrei să facă? Vrei să faci așa, drept? Vreau să încerc, da. Știi cum se zice? Ușor de zis, greu de făcut. Eu la cât ești de obosit. Nici o șansă să-i dau pe aici avere. Vai, ce urât.
Bine, nu pe ea. Cauciucul ăla de la Mitas, ăla cu crinturi mari și tari de noroi. Și pe piatră și pe rădăcină nu-i prind deloc. În pământ sapă bine, dar pe piatră și rădăcină e slăbut cauciucul. Adică așa e compoziția, că nu prinde. Nu se mulează așa ca un super soft sau ca un soft sau ca un medium chiar. Aia poți să zici că e cauciuc hard. Atâta că are tublisul și l-o desumfla și atunci ai dă. Vrei să mai dai o tură și vii? Dacă vrei, du-te cu ei, bă, ăștia trebuie la mașină. Nu mai vrei? Eu nu mai pot, bă, am încercat aici să urc. Asta mi-a plăcut cum e, știi? Hai, dă-i de jos! Mete are un Mitas, două dungi, dar e aproape nou cauciucul. Și are, deci, și crinturi și moale să muleze. Mere bine. Domnilor, ce să zic? Mi-a făcut plăcere să ne vedem la un nou enduro. Enduro vlog. Sahar de enduro vlog. Chiar dacă azi nu am fost în formă și nici n-am dat randament. Asta e. Am văzut ce am vrut să văd. Îmi place. E vorba de suspensie. Așa că e ok. Mă duc acasă cu inima împăcată că data viitoare, când o să fiu și eu într-o formă mai bună și poate și vremea cu condiții mai bune, O să facem treabă bună. Probabil. Azi, pe la traseul nostru de aici, de la munte, e greu, e chinuială. Nu-i pentru oricine, iar băieții de nivel începător spre hobby, să zic, sau de nivel începător, cum sunt eu, se chinuie. Eu m-am chinuit, am cam ajuns la limite astăzi. Deși pe filmări poate nu pare că am făcut cine știe ce efort, credeți-mă, foarte mare efortul. Și mi-a ajuns. Bine, vă doresc un an nou fericit, cât mai bun și mai prosper și vă urez să vi se împlinească toate dorințele și planurile pentru 2024. Netea, tocmai ce-a coborât după a doua tură. Ați mort. E mort, o zis.
Vezi că chiar toate sarmalele le-au scos acum. Uite, o... un mesaj pentru fani, așa. Faceți antrenament. Cum zice Becali? Nu în bucătărie, cum zice? Repetiție, repetiție. Repetiție, repetiție. Și ce le transmis la fan pe 2024? Să jeie ca tem. Să jeie ca tem. Doi timp. Normal. Hai. Bine. Atunci te șterg de pe filmare că n-are rost să pun. Dieselul ăsta e supante. Dieselul a așteptat să coboare. Bine. Merg la mașini. Hai noroc.